Cunoaștem foarte bine televiziunile subiective, n-au ce să scrie prea mult despre treaba asta. O situație de acum 4 ani de zile, dată de un delicvent care are probleme penale, când eram un simplu consilier local. Eu am încredere în instituțiile statului, am încredere că lucrurile se vor termina așa cum trebuie și am încredere că totul este în regulă. Ați făcut trafic de influență? Nu, n-am făcut trafic de influență și n-aș vrea să intru în detalii din respect pentru instituția în care am ieșit acum, pentru că am încredere și totul este în regulă. Dar ce credeți despre toată povestea? Dacă am încredere, dacă am încredere, înseamnă că e totul în regulă. Nu vreau să dezvolt, pentru că este atât de veche situația în care pe mine m-a uimit, m-a surprins și m-a liniștit când am văzut că, de fapt, cel care ar putea să spună ceva despre mine are deja probleme penale. Deci, de ce spuneți asta? Probleme penale? În sensul că cunosc respectivul, că și-a adus aminte, nu știu ce, făceam eu acum 4 ani de zile când eram un simplu consilier. Cine este acest individ? Nu vreau să dezvolt, pentru că numai avocatul poate să o facă sau după ce se derulează procedura. Este acel individ cunoscut sub porecla de șomerul? Nu vreau să... N-am auzit și nu vreau să dezvolt. Vă mulțumesc mult. Ați ajutat pe vorul dumneavoastră în afaceri? Nu l-am ajutat cu absolut nimic pe vorul. În încheierea contractelor? Nu l-am ajutat cu absolut nimic. La un moment dat se va face lumină și veți vedea că totul este ridicol. Ăsta este cuvântul, dar am încredere că totul va fi în regulă. Îmi pare rău pentru Antena 3 că n-au un subiect atât de mare. La revedere, săruna!